Într-o ședință cu directorii și directorii adjuncți din școlile sucevene, subprefectul Daniel Prorociuc a atras atenția asupra respectării întocmai a prevederilor Ordinului Comun al Ministerelor Educației și Sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică. Subprefectul a insistat ca festivitățile de deschidere a noului an școlar de luni, 13 septembrie, să fie organizate doar în exterior și să nu dureze mai mult de o oră și jumătate. Purtarea măștii de protecție va fi obligatorie. Pe de altă parte, prefectul Iulian Cimpoieșu va convoca vineri, 10 septembrie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență pentru a emite hotărârea privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ.